Cristian Popescu Piedone este urmărit penal după ce a fost audiat astăzi alături de copiii săi la parchetul general în dosarul în care Agenția Națională de Integritate îl acuză pe fostul primar al sectorului 4 de conflict de interese. Cristian Popescu Piedone și copiii săi, Vlad și Ana Popescu, au fost audiați joi la parchetul general în dosarul în care Agenția Națională de Integritate îl acuză pe fostul edil de conflict de interese. Este vorba despre un contract de închiriere încheiat între administrația domeniului public al sectorului 4 și firma fiului său. Anchetatorii spun că este vorba de un contract de închiriere a 2000 de metri pătrați în orășelul copiilor, însă în acte ar fi fost trecut doar aproximativ 400 de metri pătrați. Mai mult, procurorii parchetului general consideră suspectă chiria pe care fiul lui Piedone o plătea la ADP, adică 7 bani pe fiecare metru pătrat zilnic. A terminat raportul, l-a trimis către parchet și vom vedea acum ce se întâmplă. 7 bani. Atâta este hotărârea Consiliului Local de închiriere a domeniului public. Deci nu a fost avantajat fiul dumneavoastră? Absolut deloc. În perioada 2013-2015, persoana evaluată a semnat în calitate de primar 6 acorduri de funcționare și 2 autorizații de funcționare pentru God Trust Enterprises, Sport Team Card și Chocoland. Ca urmare a cererilor formulate și semnate holograf de către copiii acestuia, asociați și administratori ai societăților comerciale. Mai mult decât atât, începând cu anul 2013, Sport Team Card, societate administrată de către fiul persoanei evaluate, a încheiat 4 contracte cu administrația domeniului public a sectorului 4, instituție subordonată Consiliului Local Sector 4 pentru ocuparea unei suprafețe de 400 de metri pătrați, însă în urma măsurătorilor efectuate a rezultat că aceasta ocupă suprafața de 2234 de metri pătrați. A transmis Ani printr-un comunicat de presă. Totuși, Piedone neagă că fiul lui ar fi avut vreodată afaceri cu statul. Societatea băiatului meu n-a avut niciodată afaceri cu statul, n-a vândut și n-a încasat niciun leu de la stat. Copiii dumneavoastră au avut afaceri în sectorul în care ați fost primar? Da, a avut. Restaurantul. Există posibilitatea ca fostul edil să fie trimis în judecată, iar dacă va fi găsit vinovat, el ar putea fi condamnat.